40 de milioane de lei vechi, de atât are nevoie un cardiac pentru a scăpa cu viață în urma unui infart. Banii sunt necesari pentru achiziționarea unei singure fiole de medicament ce trebuie administrat în câteva minute de la infart, medicament ce în spital nu se mai găsește de câteva luni. Poate fi salvată viața? Sigur că da, cum să nu? Se salvează foarte, foarte multe vieți prin introducerea în tratamentul imediat a acestor trombolitice. Cardiacii susțin că nu pot să-și cumpere nici măcar medicamentele ce costă câteva sute de mii de lei, motiv pentru care se roagă la Dumnezeu să-i ferească de un infart. Venim aici la spital, trebuie să cumpărăm toate medicamentele. Dacă nu avem bani să cumpărăm, atunci înseamnă că murim. Nu, mă, câte unul câte unul. Dacă nu, mori și gata. Dai ortopopi. Conducerea spitalului nu dă speranțe mari cardiacilor. Vor achiziționa tratament cât să ajungă la doar două persoane pe lună. Tromboliza este o metodă care trebuie aplicată foarte repede în infarctele miocardice. Noi am achiziționat, dar recunosc, sporadic trombolitice și la ora asta avem în derulare să achiziționăm două doze, deci pentru doi bolnavi. Problema este că ele sunt foarte scumpe. Și cei care au probleme respiratorii întâmpin astfel de probleme în farmacia spitalului, nu mai sunt medicamente pentru ei. Azi noapte sunt și mi-a spus aseară și azi dimineață că îmi dă rețetă să mă fie cumpăr. Ce medicamente vă trebuie? Pentru astmă și pentru viroză. Medicamentele care lipsesc și care secția noastră le folosește în mod deosebit ar fi imisucinatul hidrocortizon, miofilinul și furosemidul, cele mai importante. La toate secțiile din cadrul Spitalului Județean din Târgu Jiu există deficit de medicamente.